Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fotbal azi la Republica Fantastică România. Nu se poate Republica Fantastică fără fotbal, Republica în Fantastic, evident. Vorbim de baza fotbalului, de fotbalul județean. Astăzi, un blat istoric de Africa subsahariană, în campionatul Under-19, adică junior, din Dâmbovița. Campionat Dâmbovița, acolo este, să știți, luptă mare pentru primul loc. Te descurci foarte bine. După 15 meciuri în clasament, conduce echipa Străjerii Târgoviște 1396. 1396. Echipă veche. Nu este anul înființării echipei, ci a orașului Târgoviște. Numărul de, e prefixul de... 15 meciuri jucate, 14 victorii și un egal, 43 de puncte și un gol averaj de 137-5. O apărare bună, remarc. Mamă, ce atac, frate! 137-5. Din urmă, tare pe turnantă, ACS Urban Titu, 14 meciuri, 13 victorii și un egal. 127 de goluri marcate și 5 primite. Altfel, clasamentul, să știți, m-am uitat pe clasament. Pe locul 3, FC Steagul Roșu, Colacu, care are, nu are niciun egal, în schimb are 3 înfrângeri, ceea ce i-a încurcat foarte tare. ACS Voința Vișina este pe locul 9, pe la jumatea clasamentului. Eu eram un fan al formației ACS Voința Vișina. Roberto Ziduri, pe locul 12, n-a avut un an, un sezon prea bun. Roberto Ziduri, în privința jocurilor din ligă, în schimb, este, a mers foarte bine în cupă. Iată un titlu de acum câteva zile. Roberto Ziduri, regină în Cupa României la nivel județean. Roberto Bun. Ziduri a câștigat cupa la nivel județean. S-a jucat pe stadionul din Găiești. Deci Roberto Ziduri, măcar în cupă, a mers bine. Revenind, deci asta e, pe primul loc Străjerii Târgoviște, pe locul 2 ACS Urban Titu, și vine ziua meciului mare pentru Urban Titu acasă la ACS Progresul Mătăsaru. Progresul Mătăsaru a avut un sezon chiar slab, pentru că după 14 meciuri are 14 înfrângeri. Ei nu au avut prea mare noroc în sezonul ăsta. Meciul s-a desfășurat pe stadionul cu 50 de locuri din comuna Mătăsaru, sat Poronica. Iar Urban Titu a bătut cu scorul de 50-0. Practic un gol pe loc. De unde, evident, un scandal monstru. Da. Adică Străjerii și-au văzut periclitat titlul din cauza diferenței de golaveraj, care subit s-a răsturnat în favoarea rivalilor de la Urban Titu, sau se apropie foarte mult. Deci Urban pare să fi făcut un blat cam suburban. Da. Și nu-i vorbă că și Străjerii au avut meciuri pe care le-au câștigat cu 20-0. Da. Oricât 20, nu 50, adică un pic de moderație, da, totuși, da, da. Nu ne înfruptăm așa. 20, dăm 20 de goluri, asta e, măcar, bă, da, 50, ați sărit calul, dați-o încolo de treabă. Cred că au avut mai multe minute de prelungire și au apucat să vă... Deci, practic, să mai mult. E mai mult, cum e posibil așa ceva, totuși, serios, mă gândesc, cum e posibil? Deci, chiar dacă joci de unul singur pe teren, este mai mult de un gol pe minut. 90 de minute, 50 de goluri, mai mult de un gol pe minut. Gândește-te că Progresul Mătăsaru era... Mai mult de un gol la 2 minute. Asta. Ne avea pe noi în echipă. Dacă ne-ar fi avut pe noi în echipă. Măi, nu știu, ne puneam toți în poartă, unde te puneam 90 ceva? De ai alergat vreodată 90 de minute? Păi de asta numai așa, cât de voie. Băi, stăteam câți? 11. Ia puneți-vă zid în poartă. Hai mă, mai dați gol acum, puteți nimeri sus? La nivel juvenil, ceea ce sigur nu e cazul aici, că aici totuși sunt sub 19 ani, că-s măricei, nu au 8 ani. Mai există diferențe de-astea, știi? Adică se mai întâmplă să fie o echipă foarte bună, să joace cu unii care sunt mai prăpădiți și să-i bată la 15-20 de goluri. Dar 50 de goluri e... Da. Bun, a început deci o anchetă la fața locului, s-au luat diverse măsuri de sancționare, în sensul că s-au anulat niște invitații de participare la niște cupe locale, dar asta e, deocamdată nu avem informații că s-ar fi anulat rezultatul. Ai remarcat că tu pe subiectele foarte serioase și pe fotbal nu dai fond? Da. Să fie grav. E fără fond. Bun, deci complicat. Ce faci când e asemenea situație și n-ai probe beton? Nu știu, nu se poate. Dacă ăia n-au contestat, ăilalți evident nu contestă că au câștigat cu 50-0, n-ai probe, ce faci? Da. Și unii cer să fie sancțiuni blânde. Acum că e vorba doar de copii, campionat Under-19, dar uite că așa începe de fapt mizeria, dacă stai să te gândești. De mici. Și după aia ne mirăm că n-avem nici fotbal. Și
La drept vorbind, nu că ar fi ceva nou. Ce s-a întâmplat acum cu meciul ăsta, totuși din Liga a 4-a de juniori, s-a mai întâmplat la alte proporții în fotbalul nostru ani și ani la rând. Adică așa meciuri e. Trucate, șmecherite. Și cine nu putea? Adică la ce dimensiuni se ajunsese? Ne povestește chiar Mitică Dragomir. Mitică Dragomir, el nu putea lipsi din această poveste și autodenunțul său de acum ceva timp. El a inventat, practic, șmecheria în fotbal. Ete, n-aveți de treabă. Eu cred că el doar a perfecționat pe aici, pe acolo. Nu, știa bine. A adus-o la nivel de Champions League. Deci, de acum ceva timp, prin anii 90, unii mai țin minte că a existat o echipă, echipa lui Ceaușescu, FC Scornicești. Ceaușescu fiind din Scornicești. Și Scornicești a promovat într-un mod frauduloș și comic la vremea respectivă, deci era așa. El s-a ocupat de, Mitică Dragomir s-a ocupat de promovarea echipei lui Ceaușescu din C în B, printr-un blat grosolan. Deci ce s-a întâmplat? Scorniceștiu era la puncte bara-bara cu cealaltă echipă care era lupta pentru locul întâi de promovare și toată chestia se decidea la golaveraj. Și atunci când a venit vremea să joace cu echipă desfințată, se desfințase o echipă. În ce? Toate meciurile respective erau câștigate automat la masa verde cu 3-0. Exact. Și ăștia s-au gândit, bă, cum facem noi acum să batem pe ăștia care s-au desfințat cu mai mult de 3-0? Ei ne mai existând, deci ne mai venind la stadion și ca atare nu puteai, nu se juca meciul. Și a zis, bă, trebuie să jucăm meciul. Și Mitică Dragomir a venit cu o idee genială, să vină cu niște falși jucători, să intre totuși pe teren, cu legitimațiile lor desfințați, și, practic, să joace astfel încât Scorniceștiul să dea câte goluri aveau ei nevoie să dea. Înțelegeți ce golănie? Și ascultați-l pe Mitică Dragomir, cum se și laudă cu ideea lui genială. Nimeni nu știa ce să facă. Și am venit eu, profesionistul, care a spus în felul meu, domnule, stați așa. Luați carnetele de la metalurgistul Slatina. Aia desfințați. Sau constructor, nu mai țin minte cum zic. Deci, ce să facem? Păi ce să facem cu carnetele? Dom'le, luați carnetele. Găsim aici în Scornicești 11 tineri, îi băgăm să joace pe carnetele celor de la Slatina, noi nu facem contestație că suntem echipa care jucăm cu ei și le dăm oricât și se consemnează rezultatul. Nu știe nimeni, nici arbitru, nimeni. Ăștia se uitau la mine, parcă era Sfântul Sisoie când povesteam aceste lucruri. Cum doamne se poate asta? Cum se nu se poate, domnule? Asta a fost ideea mea, genială ideea este. S-au dus, au luat carnetele de la ea, pentru o sumă infimă de bani. Am găsit noi unii, grăjdani, lăptani, ăștia care mulgeau vacile prin Scornicești pe acolo, unii care vindeau gogoși și i-am îmbrăcat în echipament sportiv, tot în echipamentul nostru, dar altă culoare. Altă culoare. Și au început jocul. Eu, deci, repede, nu eram angajat încă la Scornicești în acea perioadă. Era o probă de angajare. Da, era o probă de angajare, eram consultantul. Dar când au văzut unde mă duce mintea, Au zis băieți, Golan, luați-o. Ai văzut? Se putea orice, se poate orice, domne, se poate orice. Care e problema? Pe mine mă miră că n-a zis nimeni, e echipa lui șeful și trebuie să promoveze, știi? Da. Se luptau cumva, aparențe. Și vine pasul 2. Are loc jocul propriu-zis. Și evident, ăștia încercau să afle cât era scorul la ei alți, ca să dea mai multe goluri. Și cum s-au gândit ei să facă asta? Folosind miliția. Miliția dădea pe stație, erau supravegheau meciul ăla și dădeau pe stație câte goluri au dat ei la alți, ca să dăm și noi mai multe. Și cumva pe lanțul ăsta se produce o confuzie și Scorniceștiu bate echipa de grăjdari, lăptari și vânzători de gogoși cu 18-0. Și ascultați-l pe Mitică Dragomir care ne explică ce s-a întâmplat de fapt. Ei puseseră mașini din 30 în 30 de kilometri, că stațiile de atunci nu păteau mai mult, până la Moreni. Și unul din milițieni, că de-astea erau bancurile cu milițieni atunci, nu o să zică că este 2-0, cred că avea ceva șpriț în nas și a zis 2-0. E, al nostru a înțeles 9-0 și taie Macrica era antrenor, cum 9-0? Trebuie să dăm 18, încă 9, că ei nu dau mai mult de 9 a doua repriză. Totul a făcut taie Macrica să ajungă la acest rezultat. A stabilit rețeta. Da. Și s-a făcut 18-0 și râsul României. Da. Vedeți? S-au simțit. Da. Și s-au de la, adică lucrurile astea nu au fost niciodată curățate cu adevărat în fotbal românesc. Nu s-a curățat niciodată, s-a plecat pe o bază de asta coruptă și în fotbal au intrat tot soiul de șmenari, au rămas de fapt o mulțime de șmenari care după Revoluție au
furat. Au continuat, au dus mai departe. Și atunci ne mirăm că pierdem pe terenul din Zenița cu echipa Bosniei. Ei nici măcar nu au venit la stadion. Înțeleg, bine. Stadion de 7000 de locuri și au venit vreo 2-3. A fost și furtună, s-a amânat startul. Liga a fost condusă, Liga de fotbal a fost condusă ani de zile chiar de Mitică Dragomir. Adică, ce vorbim? Aici suntem, dacă nu facem curățenie la momentul potrivit, infecțiile astea nu fac decât să se extindă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.